Succesul nu este o coincidență. Eșecul nu este o greșeală. Unii oameni reușesc în viață să atingă cele mai înalte culme ale succesului, deoarece în comparație cu majoritatea, acționează diferit. În timp ce majoritatea oamenilor nu se apropie nici măcar de adevăratul lor potențial, pentru că fac aceleași lucruri și repetă aceleași greșeli. Ca societate, suntem influențați de ceea ce vedem și experimentăm în jurul nostru. Suntem învățați să credem în opiniile și limitările celor de lângă noi. A venit timpul să spargi această matriță. A venit timpul să înveți care sunt acei factori care nu fac altceva decât să-ți ucidă visurile. A venit timpul să înveți cum să faci din visurile tale realitatea ta. Iată cei 7 mari ucigași de visuri pe care ar trebui să îi eviți cu orice preț. Numărul 1. Frica de eșec. Toată lumea urăște să eșueze, dar pentru unii oameni, eșecul reprezintă o amenințare psihologică atât de semnificativă încât dorința de a evita eșecul depășește motivația de a reuși. Frica de eșec te determină să-ți sabotezi în mod inconștient șansele de succes. Frica de eșec îți va provoca starea de nemulțumire față de viața pe care o trăiești, pentru că aceasta nu este pe măsura potențialului tău. Aproape jumătate dintre oamenii care spun că văd oportunități de a începe o afacere se opresc în loc din cauza fricii de eșec. Ține minte, sentimentul de regret te va afecta mai mult decât orice eșec. Eșecul nu este altceva decât o lecție din care ai de învățat. Eșecul înseamnă experiență. Eșecul contribuie la formarea caracterului tău. Vrei să fii mai puternic? Vrei să-ți trezești acel spirit de învingător cu care am fost înzestrați cu toții la nașterea noastră? Atunci înfruntă eșecul. Mergi până la capăt. În cel mai rău caz vei învăța o lecție și vei acumula experiență. Continuă-ți drumul până ajungi la rezultatul dorit. Numărul 2. Frica de succes. Da, ai auzit bine. Frica de succes. Majoritatea oamenilor nu ajung la înălțimile succesului de care știu că sunt capabili din cauza fricii că vor fi lăsați pe din afară atunci când vor reuși să-și atingă obiectivele. Se tem că pot fi criticați, se tem de expunere și solicitări nedorite, se tem că acțiunile lor nu vor fi conform așteptărilor celor din jur, se tem de invidie și concurență neloială, se tem că nu vor mai avea suficient timp și își vor pierde stilul de viață actual. Așadar, la baza fricii de succes sunt înglobate o multitudine de alte temeri, generate în mare parte de gândurile, obiceiurile și comportamentele noastre frecvente și obișnuite. Ține minte, succesul de cel mai multe ori este un drum singuratic, pe care va trebui să mergi și să faci față tuturor obstacolilor singur, bazându-te pe curajul tău. Curajul, ambiția, vizualizarea rezultatului final te pot ajuta să înfrunți teama de a fi judecat și sentimentul că nu ești compatibil cu părerile celor din jurul tău. Numărul 3. Lenea. Dacă nu ești gata să muncești pentru visul tău, atunci nu-l vei realiza niciodată. Nimic în această lume nu se obține fără eforturi deosebite. Ferește-te de lene cât poți tu de mult, deoarece acest sindrom îți poate da dependență. Persoanele care se obișnuiesc cu ritmul de viață de lăsător, cu greu pot renunța la el și să adopte noi comportamente mai sănătoase. Cum te ferești de lene? Simplu. Propuneți obiective pe care să le atingi, obiective care îți vor reaprinde acea flacără a dorinței de a demonstra atât ție, cât și celor din jurul tău, cine ești tu cu adevărat și care sunt adevăratele tale capacități. Nu lăsa lenea să te domine, să te ducă într-o zonă de confort din care vei ieși cu greu. Numărul 4. Scuzele. Ține minte, poți avea rezultate sau scuze, dar niciodată nu le poți avea pe amândouă. Oamenii de succes își asumă atât succesul cât și eșecul. Dacă astăzi nu ai reușit, întreabă-te cum o poți face mai bine data viitoare. Dacă nici data viitoare nu funcționează, nu renunța. Muncește mai mult, învață mai mult, încearcă o abordare diferită. Fă orice este nevoie pentru a ajunge la destinația propusă. Numărul 5. Influențele toxice. Familia, prietenii, cu toții pot avea intenții bune, dar de multe ori îți pot impune niște limite preconcepute. Doar pentru că nu au putut ei să o facă, nu înseamnă că tu nu poți. Doar pentru că nimeni din familia ta nu a avut succes înainte, nu înseamnă că tu nu poți fi primul din familie care poate avea succes. Respectă părerea tuturor, dar crede doar într-una singură, a ta. Numărul 6. Lipsa disciplinei. Disciplina și consecvența sunt trăsăturile campionilor și a tuturor oamenilor de succes. Din când în când, nu va funcționa niciodată.
trebuie să muncești pentru obiectivele și visurile tale în fiecare zi, să faci din acestea prioritatea numărul 1 și să elimini acele lucruri nesemnificative care te împiedică să-ți atingi succesul. Numărul 7. Lipsa dorinței de învățare și dezvoltare. Toți oamenii de succes au un singur lucru în comun: învață toată viața. Așa cum Warren Buffett a spus, cu cât înveți mai mult, cu atât câștigi mai mult. Nu înceta niciodată să te autoeduci, să acumulezi cunoștințe care îți vor dezvolta abilitățile și te vor transforma în acea persoană în care tu știi că te poți transforma. Ține minte, succesul nu este o coincidență, eșecul nu este o greșeală. Dacă vrei să ai succes, îl poți avea. Învață și inspiră-te de la oameni de succes cu care rezonezi. Evită persoanele cu care vrei să te asemeni cel mai puțin. Evită tot ceea ce fac acestea.